Bună seara, bun găsit la Sport, de gringoladă totală la CS Turnu Severin. Jucătorii care încă se află sub contract cu gruparea severinană așteaptă un semn de la conducere pentru că sezonul fotbalistic bate la ușă și ei încă nu știu unde vor evolua. Puținii jucători care au mai rămas la CS Turnul Severin, echipă care se află la un pas de desfințare, nu pot semna noi înțelegeri pentru că încă se mai află sub contract cu gruparea severineană. Este și cazul lui Sergiu Arnăutu, care mai are contract cu Oltenii încă 2 ani. Atacantul care a debutat la Severin în Liga 1 a sărit din schema gândită de Jerry Gane în iarnă, atunci când au fost aduși Florin Costea, Mihai Roman sau Oliver Tole. Nemulțumit și de restanțele salariale, fotbalistul de 23 de ani s-a hotărât să evolueze sub formă de împrumut în Liga 2 la CS Mioveni. În această vară i-a expirat acordul cu argeșenii și acum așteaptă un semn de la Severin pentru a ști dacă semnează cu altă grupare. În iarnă am fost împrumutat la CS Mioveni pentru 6 luni. Nu mi-am dorit să plec de la Severin, dar după o discuție avută cu managerul clubului Statis Miris, am decis că este mai bine să plec. În această vară mi-a expirat contractul cu Mioveniul și nu știu dacă voi mai continua aici. Eu mai sunt sub contract cu CS Turnul Severin până în 2015, dar în momentul de față este o situație incertă la echipă și nu știu cum o să decurgă lucrurile în continuare. M-aș bucura pentru orașul Severin ca echipa să continue în Liga Secundă pentru că merită asta. E păcat dacă se desfințează pentru că s-a investit foarte mult în stadion. În zilele următoare sper să se limpezească lucrurile și atunci mă voi decide unde voi merge, a declarat Sergiu Arnăutu pentru informația de Severin. Adus vara trecută de la Chimia Brazia, atacantul care a făcut junioratul la Petrolul Ploiești a debutat în Liga 1 pentru CS Turnul Severin în etapa 9 a sezonului trecut, în meciul încheiat la egalitate pe Municipalul Severinean cu Oțelul Galați. 4 etape mai târziu și tot pe Municipal a marcat primul său gol în Liga 1 împotriva CFR Clujului. Perioada petrecută la Severin a fost una foarte frumoasă. Mi-am dorit să joc pentru echipa asta, chiar am fost foarte atașat și regret că s-a ajuns în situația actuală. Nu pot spune că nu am avut șanse să joc, ba dimpotrivă, și chiar țin să-i mulțumesc domnului Marian Bondrea că a avut încredere în mine atunci când a decis să mă transfere la echipă. Țin să-i mulțumesc și lui Napoli că a crezut în mine. Îi doresc multă baftă la Universitatea Craiova și sunt sigur că va realiza lucruri frumoase pentru că este un antrenor foarte bun. A fost un grup frumos care zic eu că a făcut o figură frumoasă și am practicat un fotbal plăcut în Liga 1. A precizat Arnăutu. Vârful de atac, născut în 1990 la Vălenii de Munte, a evoluat de 8 ori în Liga 1 pentru CS Turnul Severin și a marcat un gol, iar în Cupa României a jucat contra Mioveniului și Astrei Giurgiu. Materialul pe larg îl puteți citi în numărul de marți, 16 iulie, al ziarului Informația de Severin. Echipa finanțată de Adrian Mititelu a fost înscrisă joi în Liga Secundă și a specificat în documentație că își va disputa jocurile de pe teren propriu vreme de 2 ani pe Municipalul Severinean. Pentru a crea o formație competitivă, Nicolo Napoli încearcă să aducă la echipă jucători cu experiență. Pe lângă Dorel Stoica, Dumitru Hotoboc și Cătălin Crăciun, Universitatea Craiova este în tratative și cu alți jucători care au îmbrăcat în ultimul an tricoul Severinului. Antrenorul Nicolo Napoli, care și el a pregătit mai bine de jumătate de tur pe CS Turnul Severin, dorește să-i aibă din nou sub comandă pe Hugo Mutinho și Milan Mitic, doi jucători care în acest moment se află în căutare de echipe. Dacă Hugo Mutinho încearcă în aceste zile să parafeze un contract în Cipru, Milan Mitic este în Serbia și deja a început tratativele cu formația patronată de Adrian Mititelu. Dacă sârbul care a evoluat mai bine de 6 ani la Severin se înțelege la contract cu Știința, acesta se va reîntoarce la malul Dunării după ce în ultimele 6 luni a evoluat la CSMS Iași. Atât Milan Mitic cât și Hugo Mutinho sunt doriți în mod special la echipă de antrenorul Nicolo Napoli. Potrivit site-ului oficial al Universității Craiova, Napoli va suna adunarea pe 22 iulie, când va avea loc vizita medicală la Policlinica Sportivă din Craiova, urmând ca începând cu 26 iulie să demareze prima parte a pregătirii centralizate. Primul joc al Universității Craiova după 2 ani de pauză forțată, va avea loc pe 4 august la Severin. Atât din sport pentru astăzi, sunt Claudia Șontea, vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, la revedere!